Instabilitatea geopolitică poate duce la o criză alimentară mondială. Uniunea Europeană își poate asigura necesarul de hrană în cazul unui posibil conflict între NATO și Rusia, dar situația poate fi dificilă la nivel global. Piața cerealelor, transporturi de marfă agricolă și securitatea alimentară pot suferi modificări drastice în urma acestor situații. Mai multe țări decid să ia măsuri de securitate militară atunci când vine vorba de conflictul dintre Rusia și Ucraina, un exemplu fiind Polonia. Colegul meu, Marius Mila, a discutat în studioul AgroTV cu Cezar Gheorghe, expert în comerțul cu cereale, despre cum acest factor geopolitic afectează agricultura la nivel mondial. Trebuie să înțelegem un lucru. Volatilitatea va exista, vom trăi cu ea, avem factorii despre care am vorbit și mai intervine un factor despre care poate părea ciudat să vorbesc astăzi, dar ca întotdeauna încerc să văd lucrurile înainte. Și faptul că Polonia își masează circa 300.000 de soldați în jurul frontierei cu Ucraina și cu enclava Kaliningrad, este și cu Belarus firește, este un fapt demn de luat în seamă, demn de notat. Nimeni nu își deplasează 300.000 de soldați degeaba acolo. Cu alte cuvinte, avem un potențial destul de ridicat în acest moment ca lucrurile să degenereze. Iar ce înseamnă asta în piață? Va însemna efectiv exact ca atunci când Rusia a invadat Ucraina, o creștere necontrolată a prețurilor materiilor prime, pentru că în momentul ăla, credeți-mă, se blochează cam tot. Se blochează cam tot. Nu spunem că nu există, dar se vor bloca lucrurile efective, adică fluxurile de marfă. Fluxurile de marfă din Ucraina se vor bloca dacă va începe un conflict. Dar dacă va fi un conflict între țările NATO și Rusia, vest-europeni, occidentalii, vor putea să-și producă singur hrana? Cine? Vor mai fi în stare? Cine? Toate țările occidentale. Eu cred că da, dacă renunță la principiile de înverzire, că am cam obosit cu ele, să spunem foarte moderat, da, țările occidentale pot să-și producă hrana, însă lumea nu poate să-și o producă. Lumea nu vrea să vadă, lumea nu vrea să cuantifice ce a devenit Rusia. Din 1980-2000, importator net de materie primă, astăzi Rusia gestionează un minim de 25% din comerțul global cu grâu și atenție mare că Rusia gestionează în acest moment circa 30% din comerțul global și producția globală de ulei de floarea soarelui. Deci un război NATO-Rusia poate duce la foamete la nivel global? La nivel global, da. La nivel, pentru că se dar vorba... Uniunea Europeană cât de cât poate să-și asigure necesarul. Își asigură cu siguranță. Nu avem nicio problemă în acest complex. Sper să nu se întâmple, sper ca lucrurile să rămână între factorii pe care i-am enumerat mai devreme și să traversăm cu bine, adică cu multe precipitații, această primăvară care, să știți că aduce lucruri bune pentru semințe de floarea soarelui, mai puțin bune pentru porumb, pentru că se reduce drastic suprafața în România. Știm cu toții că ne este frică de seceta din vară, însă cel care a pariat pe porumb, însămânțează porumb și l-are la irigat, cum s-ar spune, s-ar putea să fie câștigător într-un final.